singura noastră operă barocă, în adevăratul sens al termenului, cum o numea Nicolae Manolescu, este unica epopee a literaturii române. Țiganiada rămâne un fenomen unic în literatura română, fără urmași. A intrat târziu în circuitul de valori, fiind tipărită întâia oară de Teodor Codrescu în revista Buciumul Român, iar a doua versiune a fost publicată de Gheorghe Cardaș. Prima variantă reflectă atmosfera sceptică a crizei valorilor și miturilor iluministe. A doua variantă aduce prin Român Dor marele erou romantic, poporul, prin care supraviețuiește Vlad Țepeș, proiectat în viitor ca o aspirație eternă și permanentă. Potrivit unui comentator, aproape că nu-și găsește nici azi criticul care să o înfățișeze cititorilor în chipul potrivit. Aprecierile merg de la a o considera o operă scrisă în glumă pentru amuzamentul propriu al autorului și al prietenilor, până la mesaj politic și filozofic al lui Budai de Leanu, o sinteză a aspirațiilor legitime ale românilor de veacuri. De ce a scris Ion Budai de Leanu această epopee? Ne oferă diferite explicații. Râvnea să întruchipeze o izvoditură nouă și originală românească, fiind de la început conștient de dificultățile pe care avea să le întâmpine. În alt loc scrie, am izvodit această poeticească alcătuire, sau mai bine zicând, jucăreauă, vrând a o urma și a introduce un gust nou de poezie românească. Iar în scrisoarea către Petru Maior, din debutul operei, afirmă: însă tu bagă seamă bine, căci toată povestea mi se pare că-i numai o alegorie în multe locuri. Parcă ar fi vrut să zăpăcească și mai tare pe cei ce vor citi Țiganiada. Într-adevăr, țiganii sunt o metaforă pentru a sublinia haosul, slăbiciunile egoiste ale neamului omenesc. La rândul său, Vlad Țepeș este un termen de referință și de antiteză cu lumea contemporană, imaginea ideală a unui stat bine organizat. Este o lume a nebuniei, a ordinii întoarse pe dos. Lumea este bântuită de oarba întâmplare și de năluci care îl îndepărtează pe om de calea cea dreaptă. Când Parpangel se trezește din vis, constată că se află într-o baltă cu broaște, nu în castelul desfătărilor. Epopeea este o întrebare dacă umanitatea are vreo șansă să atingă fericirea socială. O întrebare a secolului al XVIII-lea. Autorul acestei stranii scrieri este un om cu desăvârșire occidental, fără a pierde cu nimic din spiritul țăranului ardelean. Avea o cunoștință desăvârșită a literaturilor clasice, acelei italiene, germane, franceze, cita pe Milton și pe Gibbon, după cum scria George Călinescu. Numai Eminescu mai târziu a siluit limba sau a scociorât forme cu atâta sistemă și Budai îi este un mare înaintaș. Și să încheiem cu aprecierea unui alt critic, Țiganiada apare într-o cultură încă nenăscută, face un salt, recuperând, dintr-un foc, o serie de etape și vârste literare, aliniind-o pe cât posibil celorlalte literaturi occidentale cu vechime. Mâine vă prezentăm un nou episod din cadrul proiectului Istoria României în 100 de momente esențiale. Toate filmele pot fi văzute pe site-ul eualegromânia.ro și pe canalul de YouTube al campaniei.